Vă salut, dragi prieteni, încă n-am mai postat de mult. Am zis astăzi să postez un video cum punem noi țelina în 3 iulie. Aici, în locul ăsta, am avut mazăre, am scos toată mazărea și am zis că să pun țelină în locul ei, că tot am pus țelină de mai multe ori și a ieșit cam cu greu. Asta am pus acum, acum să vă arăt și vă cum o plantez. Am săpălit asta și fac un arac cu ea. Bă, trebuie de făcut aracul. Uite, asta e țelina care m-a rămas de el, care n-am mai să o pun, că m-a pus pe aia. Și uite cum o pune. O mă atrage în păstă, foarte simplu. Eu o pun pe la o palmă distanță una de alta. Bine, acum am și loc aici mai mult. În locul de mazăre. După aia trag un furtun de picurare, frumos. Sper să avem țelina bună și bio. Am terminat de pus rândul, am ajuns cred până aici aproape de capăt, până aici o fost, mai avem un rând până în celălalt capăt. Dacă se observă, un rând jumate, mă, cum ar veni aici la mine. Îi trag și furtunul de picurare, cum v-am zis, și cu siguranță o să avem o țelină bună și bio în același timp, în locul unde a fost mazărea. Vă sugerez și vouă, cu siguranță și voi v-a scos mazărea. Acum ținând, nu știu dacă mai aveți sau s-ar putea să mai găsiți undeva pe la piață care au mai avut. Mai au de vânzare. Bun, cam asta a fost tot pentru azi. Vă salut și vă doresc o zi bună.